Bună ziua! O idee ce urmăresc de mult timp îi cum marcăm anumite chestii pe stup. Unii folosesc pietre, de pildă stupul ăsta, să zicem, mare matcă. Unii folosesc o bucată de lemn sau o scândură sau o buruiană. Eu o să folosesc o bucată de lemn. Să zicem că ăsta necesită mâncare și pentru ce să mai avem matca albastră, să zicem că asta e de anul trecut. Să zicem, folosim două pietre sau orice prostie găsim la îndemână. Este o modalitate mult mai simplă, să punem niște magneți pe stup. De pildă, este matca albastră, nu? Fac, am pus un magnet cu matca albastră. Aici avem că, da, e ok, deci matca albastră, știm că este matca albastră. După aceea o să și trec de unde le putem cumpăra. Aici am avut o piatră. Stai să mă gândesc oare ce era o piatră. Nu mai știu ce era, dar hai să zicem că Fără matcă. era fără matcă. Ok? Deci aș pune, iau aici de la Magneț Apicol, deci de aici le-am primit. Astăzi mi-au ajuns. Pun un magnet. Pac, n-are matcă. Deci data viitoare când vin în stupină, nu mă uit prin stup, trec printre stup și știu care e situația. Aici necesita mâncare, parcă lemnul era necesita mâncare. Atunci pun un magnet cu necesită mâncare. Și așa putem continua cu tot felul de chestii. Deci putem, de pildă, pentru noi o să creștem măci, să zicem anul ăsta, atunci o să avem. Asta e fără matcă. Pun pe roii pe care îi facem că sunt fără matcă. Vinim peste 2 zile, 3 zile, le punem bocile. Peste 5 zile sau când le verificăm, avem măcile neîmperecheate și după 10 zile, 12 zile, depinde, avem măcile împerecheate. Și știm, numai când trec prin stupină, știu din care pot să scot măcile, să le punem în roi sau să le trimitem la cine cere. Cum Deci, faci diferența între care e împerecheată și neîmperecheată? care e împerecheată și neîmperecheată? Da, e bună întrebarea. Aici unde este fără un ou în funduleț, este cea neîmperecheată și aici unde are un ou în funduleț, este cea împerecheată. A putem și după culoare, dacă ne este mai ușor, cea albă este cea împerecheată și cea colorată neîmperecheată, dar no, se vede ou în funduleț. Aici iar n-avem matcă și încă o dată botca pusă. Deci asta e o idee foarte bună, mai ales dacă folosesc, știu, noi să avem, să zicem, 50 de roiuri, atunci știu un 10 în 15 zbocile în care sunt gata deja măcile și le putem lua. Și este foarte simplu, deci îmi necesită 2 secunde să pun un magnet sau să iau jos. Deci nu trebuie să pun tot felul de chestii, ci pun un magnet, l-am lipit și Doamne ajută. Vă doresc spor la toate și să ne vedem în primăvară. Numai bine!